Bună ziua și bine v-am găsit la acest mare meci între FCSB și Arsenal. Prima posesie aparține echipei londoneze. Eriksen pentru Antonio, Goios, Dande Pablo, Digne pasează pentru Iñaki Williams. Iñaki Williams își prelungește mingea și pasează înapoi pentru Jromel. Digne scapă mingea în afara terenului, dar cu ajutorul unui stelist, iată, poziție de centrare, Roca spinge, însă doar până la Antonio, care ștează, însă portarul Stelei respinge în corne. Foarte bună intervenția portarului Stelei pe care am revăzut-o. Este corne pentru echipa londoneză. Centrare și mingea este furată. Pasează de Pablo, avansează de Pablo. FCSB-ul poate iniția un contraatac, însă foarte bine oprit de jucacii celor de la Arsenal. Iñaki Williams, Manas, însă nu poate recupera mingea. Mingea este tot la Arsenal. Digne, centrare și pe lângă poartă. Arsenal până acum domină jocul. De Maio va degaja. Tau Stelei până la Eriksen. Revin în posesie cei de la FCSB și pot iniția un contraatac, însă foarte bine oprit de Eriksen. Jason Martins foarte bine oprit. Fundașii echipei noastre fac pressing, dar nu reușesc să fure mingea abia acum. Eriksen foarte bine pasează. Oh, ce pasă prea lungă, însă iată, cei de la FCSB din nou posesie. Pătrunde la Venia care pasă și șut pe lângă poartă. Iată o primă amenințare a lui FCSB la poarta lui Arsenal. Păcat de ratare, poarta era goală și portarul ar fi fost bătut la această fază. Gisler va degaja. O face până la Manes, da, mingea rămâne cu noroc la cei de la FCSB. Goios pasează. Este offside. Extraordinar. Și într-adevăr, în momentul pasei, jucătorul nostru se afla în offside. Manas va degaja. Antonio. Obelin pasează. Soric cu o intervenție foarte bună. Inge este la Arsenal. Manas aruncă de la margine, aruncare lungă, însă cei de la FCSB reușesc să recupereze. Cearcă Lavenia o ieșire în viteză. Mingea rămâne cu noroc la jucătorului FCSB. Avansează, va pătrunde în care are ocazie să șuteze. Șut destul de slab, care este parat de Gisler, portarul celor de la Arsenal. Însă iată că FCSB poate oricând să inițieze un contraatac. Va urma o centrare.
nu reușește să șuteze și scoate din nou, face să bea un corner. Ia să vedem centrarea și este blocat jucătorul cel de la FCSB în momentul șutului. Pauză, dragi telespectatori, revenim cu partea a doua. Iată, avem și statistică, posesie ceva mai bună pentru cei de la Arsenal, pase de acuratețe mai bună pentru cei de la Arsenal, însă steliștii domină la cone. Și au 6 intercepții față de 4 față de cei de la Arsenal. Dragi telespectatori, venim cu partea a doua și începe cu FCSB în posesie. Pasează cei de la FCSB, Soric, care prima repriză a avut o intervenție foarte bună, respingând o de margine. Manas! Sprintează, pătrunde, ce goios, mingea! Uf! Șut! Să vedem reluarea și mingea este deviată. A fi corner pentru cei de la FCSB. Oh, este fault în atac și cartonaș galben pentru jucătorul celor de la FCSB. Oh, iată ce intrare urâtă prin alunecare, decizie absolut corectă arbitrului. Goios primește cartonașul galben și va trebui să fie atent cu intrările pentru că arbitrul nu iartă nimic. Soric, din nou intervenție extraordinară. Ce fundaș au cei de la FCSB. Extraordinar. Oberlin, Todibo, Jesse Martins, Soric, se ține Sky de el și respinge în corner. Să vedem! Portarul nostru mai reușește să rețină și mingea este degajată. Goios nu reușește intercepția. Dacă face pressing, Manas. Oberlin în posesie. Pas pentru Antonio, intervine. Iată aici, Eriksen face pressing și reușește să recupereze. De Pablo, iată ce sprint, iată. Ocazie, nu se poate și este gol! Gol! Înstrie Goios! Goios este cel care înscrie pentru 1-0. A primit mai devreme un cartonaș galben, însă acum își spală păcatele cu acest gol după respingerea în față a portarului. Goios a fost pe fază și a reușit să îl învingă pe marele portar al celor de la Arsenal. FCSB, iată, conduce în minutul 70 cu 1-0. Extraordinar să conduci o echipă din Anglia cu 1-0 și mai ales în deplasare. Lavenia face un match excelent. Goios nu reușește să recepționeze. Soric, extraordinar! Cearcă o pasă lungă pentru Goios. Goios, pressing la portar. Portarul nu o degajează deloc bine. Goios în posesie, oprit foarte bine. Redmond
Însă nu o pasează nici cel bine pentru că Soici este acolo. Soici l-aș vota omul meciului. Iată, încă un șut, portarul celor Arsenal este eroul echipei adverse. Fără intervențiile sale, echipa ar fi fost învinsă, probabil, la o diferență mai mare de goluri. Lavernia va executa lovitura de colț pentru FCSB, centrare, Jgoios încearcă din prima, însă este blocat. E Lavernia celor de la Arsenal, Eriksen al nostru, ce intervenție bună! Șutul lui Goios și mingea este deviată de un adversar. Extraordinar. Centrare și Goios șutează portarul celor de la Arsenal. Încă o intervenție foarte bună, preluare foarte bună și șut din prima. Mingea totuși se ducea pe lângă poartă, dar e bine și așa. Concentrare. Lavernia al celor de la Arsenal. Și este victorie! Victorie mare pentru cei de la FCSB în fața lui Arsenal.